De astăzi putem spune fără teamă să greșim că a venit iarna. 16 județe sunt sub avertizare de cod galben de viscol și ninsori până diseară la ora 22, iar problemele nu s-au lăsat așteptate. 7 utilaje de dezăpezire curățau deja drumul încă de la primele ore în județul Bistrița-Năsăud. Avertizarea dată de meteorologi de cod galben a intrat în vigoare în această dimineață la ora 4, iar zăpada nu s-a lăsat așteptată. Dealul ăla primește că niște circula cam greu. Vedeam, sperăm să va fi. În pasul Tihuța, din munții Bârgăului, muntele s-a albit. Două echipaje de la poliția rutieră au ieșit pe teren să-i avertizeze pe șoferi și să verifice dacă mașinile sunt echipate corespunzător. Bună, poliția rutieră. Ați echipat autovehiculul cu anvelope de apă? Da. Pentru șoferi, zăpada înseamnă un drum mai lung și mai obositor. Pentru turiști, în schimb, înseamnă distracție. La Bâlea Lac, încă de ieri, s-au aruncat primii bulgări de nea. Cum a fost asta în zăpadă? Minunat! Fiind prima zăpadă, minunat! Avertizarea de cod galben de ninsori și vânt puternic este valabilă în 16 județe din Maramureș, Crișana, Transilvania și Moldova, până diseară la ora 22. Corabia